Treaba asta merge special pentru toți mâncătorii de căcat din hip-hop-ul românesc, de la familia Biugi Mafia. Partea bună, partea bună, partea bună chiar acum mă suși de pulă. Partea rea, partea rea, partea rea e că-mi bag pula în gura ta. Adică prima vrea să zică că mă bucur că te fac, iar a doua vrea să spună că ai pe lipul la te fac. Au trecut vreo 7-8 ani, lasă-mă să încep. Și de atunci până acum toată lumea este reptat-o. Încă vorbești de parcă ai face ceva, de parcă ai ști ceva, că te descurci cumva, că tu produci, lovea, că ai ajuns cineva. Dar totodată te gândești, chiar nu e deloc așa. Deci ce căcat ai mâncat de atunci și până acum, că tot căcat mănânci acum, spun. Spun muie pentru muie, pentru muie în găoază. Asta o să-ți amintească că venim la tine acasă. Mă respecti, băgați-ai pula în gât la fel ca pe măta, fiindcă stau să mănânci acum. Epe, știi? Noi suntem băieții care fac panul să curgă, și tot noi suntem ăia, facem gaborii să plângă. Încă mulți în jurul tău care te fac să te crezi tare. Ține minte că o spun doar să te sape în continuare. Ai produs niște bani, ai găsit drumul în viață, le-ai spus că ai și tuțe când suntem față-nfață. Sunt mulți în jurul tău care te fac să te crezi tare. Ține minte că o spun doar să te sape în continuare. Ai produs niște bani, ai găsit drumul în viață, le-ai spus că ai și tuțe când suntem față-nfață. Cu toți, toți cu unul, așa, tot înainte. Când bag pula-n voi, țin să vă aduc aminte. Înainte, vreau să spun că ți-o pun anal, după care poți să treci să ți-o pun direct cu cal. Asta ca să îți vorbesc în termeni mai științifici. Dacă nu cunoști termenii, poți să-i verifici. Ce zici? Mai bine dacă ai sta în banca ta, ar fi mai bine pentru tine să n-ajungi la pula mea, în gura ta. Și n-a lumăta, ți-ai luat cagulă să nu vezi că mă suși de pulă. Băieții din cartier ți-au făcut-o iar. Degeaba tot încerc să te ridice în zadar, dar ultima șansă a ta e peste graniță. Adună-ți toată cașca, bagă-i pe toți în raniță. Și dacă nici acolo n-o să poți să îți sigura, casco încă o dată e în direct, mânca mea-i pula. Știu de ce constituie atracție coaiele mele. De fiecare dată tu slipești barba de ele. Vino cu mine, prostule, ofer ocazie. Îți fac reducere la femeia ta până în decembrie. În ianuarie ți-am arătat de ce mănânci căcat. N-ai schimbat nimic, deși ai încercat un pic. Cine-i cel mai bun? Poate tu. Că noi nu, știi tu, noi avem banul. Da, cam asta a fost pula noastră în găoaza voastră. Băi! Sunt mulți în jurul tău care te fac să te crezi tare. Ține minte că o spun doar să te sape în continuare. Ai produs niște bani, ai găsit drumul în viață, le-ai spus că ai și țuțe când suntem față-nfață. Sunt mulți în jurul tău care te fac să te crezi tare. Ține minte că o spun doar să te sape în continuare. Ai produs niște bani, ai găsit drumul în viață, le-ai spus că ai și țuțe când suntem față-nfață. Hello, frumoșilor, ce faceți? V-am ținut un pic pe offline până ne-o găsim match. Să începem cu viția asta, sper să meargă mai bine. Bună, Izabela, Joker, Victor, așa, Mario, Mihai, Matei, Cristi, David, Darius, Rip Riot, bine ați venit. Sper că nu v-am sărit, dacă v-am sărit. Mă înjurați voi, toată lumea și-a pus în nume cât mă sunt fani răiți și ei sunt silver și bronz. Bă, nu, cred că n-a contează neapărat divizia acum. Important e să susțină pe cine le place. Adică bănuiesc că așa trebuie să luăm un tag. Salut, chat! Salutare, Ștef, salutare și bine ai venit. Salut, Gigi, salut, mă, băieți. Băiți, câștigăm? Dacă îl câștigăm, dacă e. Fiecare liber, Rip Riot, să aleagă.
Uite, de exemplu, și pe mine m-a întrebat cineva dacă nu pun un tag. Bă, nu știu, mie mi s-a părut că fiecare își pune ce vrea. Da? Asta nu înseamnă că e ceva greșit. Bun, băi, și ar trebui să banăm. Ce-am văzut asta așa că să văd ce și-o luat ceilalți. Am văzut un Nike, un Cyan. Hai să bană Nike-o. Și Cyan poate fi urât, dar nu e chiar la fel de urât ca și Echo. Import pic. Nu vrei să schimbăm Aurel? Te întreb, că știu că Aurel e picuit foarte, foarte des. Super des e picuit Aurelul. Sper să nu fi greșit că l-am lăsat pe la primul și și-o luat, și și-o luat Aurel. Salut, Damian, salut! Salut, Andreea, salut! Ce faci, Andreea, cum ești? Băi, cred că m-am pus o oră în pat, direct somn am dat. De-aia în fața asta de adormit, dar... Îi dăm înainte. Ce urât, ce urât. Aș putea aduce vii, dar nu-i așa bun în Lidia. Ca să se joace cu Gelfort. Îmi spuneam să ai Vesai în top. Viu nu-i bun în Saiyan, dar pentru restul merge. N-o să avem tank. Na, chiar dacă mi-i cantăr mare Lidia, n-o să am tank. Că ăsta pe top nu știu ce se duce, dacă și ăsta Saiyan și ăsta merge ceva să bată, merge un Nione ceva, e nasol. Aștept să se termine săptămâna asta de muncă, cred. Teoretic și eu mai mâine lucrez, că după aia două zile trag Q-ul liber și sâmbătă și duminica. Era un pic mai bun view, da? Data viitoare. Hai Mihai, mai bagă niște reacții acolo, că am văzut că încep cu ele. Ce zici, dar cum ești? Bă, bine, un pic obosit, un pic somnoros, mai bine zis, numai ce m-am ridicat din pat, dar în rest e ok. Lilia e tot posibil, ori Lilia Ovengar, cel mai probabil Lilia. Ce zicem că nu ai dat masterul ăla, masteratul ăla, bă... Cred că e cam lipsit, nu mă zic că zi vreo, cred că zi vreo lună jumate în master, da? Dar e ok. I-a dat de mult masteratul. Acum să vedem ce se întâmplă după. Și interesant, check stop. Și Aurelul ăsta mid. E bun pe late, dar să prindem late-ul. Și nu știu cât știe ăsta să-l joace. Cam 90% Emilia top, nu cred că și-o luat Rengar top. Deși interesant, poate fi și Rengar top, că și l-a luat la first pick oricum. Mamă, păzea că a venit Marius acolo cu bună seara direct. 6 Coco. Bună seara, Marius, bună seara și bine ai venit. Ce faci, Marius, cum ești? Dacă au venit în forță, nici n-am început live-ul că e acolo. Mamă, ce are în gard, măr. Mersi frumos, Marius, mersi frumos. Păi, doi Grandmaster la ei pe bot nu seamănă bine. Păi, zia, dați like să facem 50 așa de început. S-a afișat și Mario acolo cu două luni de membru. Adică merge pe a doua lună, teoretic. Bine. Băi, sunt cam mulți divizii mari, nu? Nu m-am uitat la ăsta cu Aurel. Juca ceva sau pământ? Doar ce de atunci se goi, dar KPKP. Băi, dacă mai câștigăm niște meciuri, trebuie așa, cam vreo 6-7 meciuri. Cred că la 7 meciuri sigur suntem Grandmaster. Dacă am greu să fie toate win. Văzut și eu Zilean că și-a pus war, dar
Da, din părți, scanner. Deci, pornim la drum. Ia uzi, mă așteaptă Andreea și la o reacție pe Discord. Nu mă zic, așa. Uite, băia, deci eu meu e pe mine. Ia, s-a pierdut un pic. Mamă, are încar 6% win rate. Grijă mare cu Rengar, că nu-i chiar de joacă. Măcar Aurica ăsta, bă, că o mai juca, nu-i first time. Ce-i drept, e doar platina, nu știu cât e de mare smurf-ul, dar ținând cont că are 8-6% win rate, poate fi smurf mare în platina 1. Salut, Cezar, salut și bine ai venit! Pic teleghida chat că suntem la primul match, dar sperăm că ne revenim. Dăm drumul la brațe. 18 like-uri, bine, așa. Sper că ați dat toți, numai zic. Așa, lua Jax un pic, e counter în early la Rengar, dar dacă și-a gank, după aia blestemăm amândoi. Aoleu, Jax-ul e flash instant, că face midul lor kill. Bă, tu, Paurel. Urât. Aurica. Să fie o problemă mare. Nu? No? E, bine că vine midul lor. Ei, fimia, Sârba Aurel. Îți place ție să joci. Aurel, pierd prio și pe mid dacă stai acolo. Boys. Aia zi. Dar dacă venea așa de ceu și nu murea. Doamne ferește. Incredibil, Ravenule. Incredibil cum a stat el pe bot. Și aia a venit. Da, la el e ok, e perfect. Trebuie să dăm drop la Scuttle, că dorme Draven. Iartă-mă pe mine, midule. Tască, și... El o să fie ok dacă joacă la Rengar top. Tască și-a bătaie și ăsta. Poane, ce meci de spart. Să fie super nasol, că pe când face asta level 6, deja nu mai are nicio șansă Aurica.
Păi ce facem, domnule? Aolo! Ce bun era flash-ul aici, dacă l-am fi avut. Bun, rău să-i joane ăsta, chat. Și am și lăsat linia pușată. Good. Da, nici urât, dacă venea Draven acolo, era meciul nostru, el stă să farmeze pe bot și după aia oricum și-a pierdut toate stack-urile. Așa cum nu vine, lol. Ce-mi place de tine. Am să-i salvez pe ei măcar, că aparent salvăm pe nimeni. Băi, cum putem câștiga așa ceva? Am ajutat pe ăla mii, dar acum o muri mii. Ba nu, o muri bot, că vin știți. Greu. Doamne, ferește. Super, super urât. El și-a luat Jax, că-i cancer la campionul ăla, dar... M-am mai văzut o dată ăștia. Doamne, ferește. O să bată Fizz-ul ăla deja de nu-i adevărat. Fizz-ul și-a dat kill pe minionul lui sau nu-i trebuie un target neapărat? Cred că pe minion și-a dat acolo. Nu, ce urât o să fie meciul ăsta. Am ciurătit că am prins câte un sport de ala care chiar joacă bine cu mișirea în garul ăla. Și să simt că maxim la asta pe top. Stă la el în turn și tot timpul are far mai mare ca și Jax-ul meu. Mamă, dar stai Jax-ule cu 10 HP acolo. Ok. Doamne, ferește. Ok. N-aș fi vrut neapărat să îi iau, dar... aproape bine. Bun, băi, hai să vedem dacă mai există vreo șansă să... Dacă mai există vreo șansă să ajutăm pe aici ceva. Suntem 4-3, ăștia sunt full int. 1-3-0, 1-0, 2-0-3. Care-i dacă poți? Ăștia se duc sigur de pe bot. Nu sunt jucător de Fizz, dar din câte știam, îi trebuie un target, da, trebuie să dea pe ceva anume, dacă nu greșesc. Băi, nu vreau să vă mutați în priva cu discuția aia, că cred că mă tiltez pe echipa și s-ar putea să vă supărați după aia pe mine, numai cum a zis și așa.
Știu că ești vechi, Darius. Și tocmai de aia ți-am lăsat, doar că mutați discuția în privat. Și Ribraiot e vechi, dar ce-i drept, are cred că 20% din activitatea ta, de... poate nu știe, dar în fine, hai să o lăsăm, să nu fie chiar pe chat. Nu pe celălalt minion, Cosmin, cred că s-a referit. Nu pe al lui, cred. Boys. Mamă, dacă speed ai, mă bată tata. Băi, și-o v-am dat acolo pe ăla, dar... Mai și-au murit toți. Mă gândeam că poate îmi dă un speed, dar nu-mi dă nici speed, l-o bătut și pe ăsta. Ce set sau? Are TP Jexo, dar nu vrea da TP-ul, Kelly tiltat. E bad, bad rău Jexo ăla. I-am și dat timp pe ăla pe TP că poate îl dă. Noi ne trăim pentru ei, când paharul se umple, dăm până la fund și bun. El vrea să dea vina pe Jax, uita că și-l a avut un early de toată jena. Vine acolo pe ultă, bă, l-am prins, dar dacă băieții nu l-au prins, salut, Sami, salut. Cel mai probabil Cezar, chiar nu mai știu nicio fază respectivă prea bine. Mă, dacă are Rengarul ăla... Incredibil. Am văzut Rengarul, mă băieță, numai așa puteam să fug. Un grăt urât început, băi, zici că suntem blestemat cu primul meci, să-l bumbuim. Păcat că pe late am avea echipă bună, dar nu cred că duce meciul ăsta pe late. Și urât că deja crește și Lilia aia și poate farma toată jungla. Salut, Ovi, salut și bine ai venit. Te da pe PC când l-am făcut, cred că vreo 17.000, ceva de genul. Aoleo, Draven, dacă și veneai bine era. Am uiam și eu. Și nu dăm mai mult pe tureta aia. N-aș vrea să stau prea mult pe aici, da? De-aia încerc să-l iau cât mai repede. Ia, Rengar, la mă gândeam și eu. E și fizu pe aici, trebuie să fug cât de repede.
Oricum nu cred că mai scap, dar măcar încerc. Ah, ok. N-am echipa cu mine, că Jackson crește pe top, el face freeze. Vă dați seama că lui e plecată linia și el face freeze. E incredibil. Freeze la el în turn. E și Draven o să-i slap tare, din păcate. E urât că singura șansă meciul ăsta e să crească Aurelul ăla, că Jaxi troller. Aparent Draven trolează și el. S-a văzut diferența de pe River, Zilean, că e diferența. Devenea ăla, băteam Lilia, dar aparent nu vrei Vlace să vină. Bui, unde îi găsim pe ăștia, că toți îți mai stără 100 plus LP-uri și joacă, și nu joacă, mai bine zis. N-avem unde să mergem, toată linia e, toată linia, toată jungla e făcută. Efectiv trebuie să stau și-o pe ei să iau XP, că n-am ce face. Contul de pe eBay, bă, nu știu de pe unde râs, dar nu știu ce trebuie. Ok, e Zilean. Trebuie să-l salvez aici, că am crezut că sare pe el. Trebuie lăsați toți dragonii și să mă rog să apară ceva pe jungle, că efectiv nu-i nimic pe toată jungla de farmat. Nu, băi, să merg la dragon, o să se ia să bată cu noi aici. Am ajuns să farmăm, să farmăm 3 oameni, 1 wave de minioni. Da, băi, dar urcă că nu-l batem. Nu-l batem, că eram doar eu și Aurica. Același fight pentru Jax. All-in, dacă ăla fuge, el moare. Jax, fix primul meci ieri, dacă nu greșesc, am avut, nu, primul meci, al doilea meci, am avut un Illaoi care trola. Acum e Jax-ul ăla. Eu văd, Aurel, că vrei să te bagi, dar... Fix ce am vrut să zic, dau ăștia două flash-uri, te-ai dus. Ok. Bag eu în față, boys. N-am clear set. Aici Jax-ul poate face treaba. Cu Draven, hai că face treaba dacă îi. Vini, bază s-a aruncat în Draven și a murit. Good. Tască. Dacă nu stai în turn Draven-ule, ok, și-a dat și ăsta un flash și nu e adevărat. Păcat că nu a luat ăsta așa down-ul. N-ai ce să faci, Ovi, când dai de ei, dai de toți. Tristi că dai de ei în același match, unul după altul. Îmi frică că o să facă... Nu
Numai nu muri acolo, turnul de aurier, dar am lăsat kill-ul. Good. Ok, l-am luat eu. Grijă la Rengarul ăla, voice, că la ce are pe el, ăla merge să, să-l ia one shot. Bună, Ivan Antonia, bună și bine ai venit. E Pardav Jax, e pământ, din păcate. L-a apucat și pe el acum jocul, după ce 20 de minute a fost cel mai mare NPC din joc. A stat AFK, acum... Acum parcă ar juca și el, că, că și-o dat seama că el e ăla care o trolat. Băi, cum? Că n-am smile, n-am nimic. Gă. Nu l-am prins aici, la fix. Cred că m-am dus și eu. Draven? Draven, oare de ce naiba n-ai damage? Uitați-vă la ăsta care îl vrea să joace și noi ne pierdem baza. Doamne. Jax-ule, tot timpul dai greșit split-ul ăla. Băcate, Zileanul ăsta, că Zileanul ăsta joacă binișor, dar... A, da, dar duce pe el capul. Cu 80% MMR din platina 4 șanse să-i dea în Master of TLP-uri, Riv Riot. N-ai nicio șansă să nu le trolezi meciul la ăia dacă ești cu MMR mare. Păzea că vin tanci în spate. Mă, la Draven ăsta parcă n-are damage. Draven, scoate și tu damage undeva. Doamne, cât spamează ăștia. Da, Izabela. Băi, total pe altă planetă. Ar fi șanse să dea un throw mare, dar greu tare. Trebuie să fie prea mare throw. Team Div Go Next, cred că e cea mai bună soluție cu ăștia. Da, mai încercăm un fight. Salut, Adrian, salut. Vezi că la pastea două inhibur, pe asta mă bazez și ținând cont că apare Elder-ul după aia, o greșeală bună la Elder, ne bagă în șoc. Deși șansele de 5% să se întâmple chestia asta, dar cercăm. Și slab tare Draven-ul ăla, dar na, mai ești mai prost. Uitați-vă la asta, în loc să mă aștept, el deja s-a băgat. Poate fugi și Rengar cu ult, dar... Dai, face. E incredibil. Alergam și chirăiam de mama focului.
Nu, cum să-l bat pe ăsta, asta știu și eu. Bă, student, e băgat bine acolo. Pă, ce de urât. Băi, playeri, Jax și Draven. Cărați-vă ăștia doi. Incredibil ce spart. Salut, AVC-ule, salut. Te las în bară că sunt și un joc. Mersi frumos, Adriane, și bine venit. Boys, unde găsim? Băi, erau Grandmaster și Master Lobby. Cum dracu se intezi ca un, ca un animal lunelul ăsta. Da, să văd ce ați mai scris pe aici. Acum mă uit și eu la chat. De ce mereu gunoiile de jucători trebuie să aibă gura cea mai mare? Pentru că ei nu-și dau seama de treaba asta. Păcat că zilea nu a jucat bine, s-a văzut că era Grandmaster Plus, dar ăștia la alt pământ. Uitați-vă la Draven, o dat damage mai puțin ca să-i joane. Dezastru. Boys, de unde? De unde apăreți în Jax-ul ăsta? Main de Jax și Rengar. Știa să joace și Rengar și-a luat intenționat Jax-ul counter la Rengar. Și l-a bătut Rengar direct cu counter. Băi, de unde? De unde apăreți? Haideți să vedem cine dă și la shop-ul ăsta. Ui, ce-ați mai scris pe aici, zici tu puțin piesa asta mai tare? Bine pe muzică, nu? Bun, hai să vedem. Mai ales că pe contul ăsta nu prea am skin-uri. Bine, pe Jinx. Asta pe cine n-ai bai pe Pantheon? Ok, asta e chiar frumos să fie Johnny. Posibil să facem niște RP-uri pe aici. Deși avem skin pe să-i Johnny. Bunicel, nu ne dă și un legendar aici. Blitz, am jucat o singură dată Blitz. Na, nu-i wow. Legends of Z, voi sunteți careva pe contul ăla. Nu știu dacă vă dau și eu accept. Sunteți careva de aici? Mamă, păzea cu vit Isabel acolo cu, direct cu mare sau mari ochelari. Ia Isabela, că avem ochelarii la noi. Ochelarii de film 3D. Mersi frumos, Isabela, mersi frumos. Copilași, ne uităm la un montaj până ne găsește meci. 5 Coco, mai micus Coco. Cocoșei. 5 Coco, o dat Marius, 6. Sau Andreea Sieri. Bun, mersi frumos, Isabela, mersi frumos. De Dono. Ai luat bursă, Iza? Face Iza ce face, dar odată la ceva timp vine și acolo, așa, bam, bam, bam. Că borcan să fie. Păi Casante, am crezut că e never mai bun și Casante. Să mă recunoști cu ochelar, dar rar îi pun, adică cred că doar la donația aia îi pun. Bine, nu port ochelar, dar e și aia de film. De film 3D, să zic așa. Ne, păzea, chat, că vine Andreea acolo cu mare Donu. Voi, ne uităm după la montaj, că seara asta stăm cu ochelari. Glumesc. Nu stăm cu ochelari, că nu se vede prin ei, dar ce se mai zici? Mersi frumos, Andreea, mersi frumos. Și ieri și cred că și alaltă, dacă nu greșesc, au venit 10. Ăștia 10, Coco, ca să întrebat. Mersi frumos, Andreea, mersi frumos. Am spus o mică susținere să fie primit, Isabela, mersi frumos. Nu contează cât, contează că vreți. Deci cocoșei de hargint să fie atunci. Acum aveți dublu, adică bă, nu văd chiar dublu, dar ar trebui să-mi pun ceva mai 3D, să zic așa, nu nu montaj cu casante.
Andreea, mersi frumos, mersi frumos. Nu, mă, n-ai cum, nu dai cu el, bine, avem fiecare zi. Lethal Z sau nu Lethal Z, Lethal... Nu, Legend of Z, ești pe aici, de pe chat, să știu dacă îți dau accept sau mare X. Bună, Didi, bună și bine ai venit. Chiar este un special pentru Lola, adică da, detectează feederii. Doamne, ce animale. Gândiți-vă că ăla cu Jack zicea că nu l-am gangat top și primul gang top am vrut să mă duc, dar l-a pușat ca un idiot pe Rengar și după ce l-a pușat, după aia l-a bătut Rengarul. Incredibil. Ce faci, Didi? Bine pe casante asta. Părere Blue Kane Adi, bă, nu-i rău. Nu-i rău, mai ales că la cât se bat ăștia pe aici, sincer, chiar merită jucat. Și Red Kane nu merge bine. Depinde stilul tău cum e, dar merită. Kane nu tot timpul a fost bun ca și campion. Să mă pun și eu să învăț pentru examen. Mult succes sau sport să ai. Isabel, Andreea, mersi frumos încă o dată. Marius, mersi frumos. Mersi frumos de donații. Că s-a chinuit aici să-l bată Elis. Da, plus că na, e tank, n-are damage foarte mare, dar rezistă. What the hell? Uitați-vă damage de... La 5000 viață și full armură, uitați-vă damage de gangplank. Bine, plus că și-o dat spell-ul ăsta care scade viața, să mă bată tata. Interesant. Ati, ai văzut că ți-l luat și am văzut. Dar pe toți i-ai luat. Sau doar unul. Aia am vrut să te întreb. Da, corect, Ovi, corect. Uite că ai pomenit de Shen. Shen iar e un... Nu știu, mi se pare că e un campion super, super strong. Nu neapărat că e așa tare pe linie, cât e de tare pe teamfight. Că vine cu ultimata aia... Oh, bine, bine, aici pe flash. Vine cu ultimata aia, îți dă shield. Mai ales că acum faci prostia aia de hardsteel și parcă îți dă și mai mult shield. Și după aia mai dă și engage bun. Chiar dacă Blue Kane a primit buff, trebuie să știi foarte bine pe Blue Kane s-a fost jucat cum trebuie, oricum overall Red Kane scalează de medie ori better. Bă, da, merge Red Kane-ul, deși și Blue Kane-ul e bun dacă știi să te bagi. Acum mă poate să le aibă pe toate. Ovi. Vreau bugete pe mână ca primăria din care poți să stragi. Vreau presa complice când fur de la tine să fiu sigur că taci. Și seriu cu mine să știu și tot ce faci. Vreau taxe zero ca boru. Benz cu șofer ca soborul. Lasă plătească poporul. Lasă-i să-mi umple offshore-ul. Vreau grațiere la datorii, justiție oarbă precum gaborii, contracte cu statul pe mânării, cu pile ministere și cu metrii. Vreau bani să întorc cu lopata, totul să vină, dar gata, muncă puțină, doar plata, alții să-și plătească rata. Dăm eurolei, lire, dolari, să-mi iau BMW, Benz și Ferrari, dăm banii din bari. Dacă ar puțin acolo că prea de toate are, chiar ca. Și lumea să pună și botul. Vreau bile ca voi, să-mi iau bile ca voi, să se tundă chirie.
să furbine ca voi, ani de zile ca voi, statul de simbrie. Vreau blu la răcoare pentru miliarde și se ies în patru. Dacă scriu o carte, nu 5 ani de zbârnă pentru frunze moarte. Vreau și eu imunitate. Vreau bani să întorc cu lopata. Bun, băi, mamă, am prins un... Nu, un lobby, bine că s-o dat doci. Se înjură între ei, băi, zic că intrăm în chat. Se înjură între ei, n-au răbdare un pic să... Să vadă meciul cum decurge. Adică mi-a picat la shop-ul ăla, de ce? Pentru că joci în ultima vreme mai mult, dar de ce? Aia treabă. Salut, am venit să văd definiția smurfului meu, bine, stai acolo, solide. De ce mi-te scrie așa și pula match, mai dai și Riot-ul Crash-uri, că na, e o companie mică. Băi, jucăm așa ceva sau sal? Și interesant, rău match-ul ăsta. Nu știu dacă e winnable match-ul, sincer. Teoretic, dacă ne câștigă votul, e winnable, dar... Seratul ăla pe vot. Hai să jucăm, că parcă văd că trebuie să dăm doci când ne dă cineva rundown sau chestii alea grele, sal? Mă gândesc că azi vin luzurile alea grele. Ce divizii sunt ăștia, boys? Păzea că fix ăla bun de la noi care era Zileanu, l-a dat în echipă la ei. Că s-au vrut să-și ia Ash suport, i-am zis, bă, de preferabil să nu fie chiar Ash suport, ia-ți altceva și-o lua Xerath. Păi, toți sunt la fel playerii de Ash, nu joacă Ash, că joacă tot de mici. Ceva îmi spune că ne băgăm mai repede la AOE, toate șansele, că băieții joacă. Să mă uitam un pic la jungle-ul lor, că pare că au pierdut ceva meciuri, dar la cât de strong e meseriul ăla. Mă uit la ăsta pe top, nu joacă kill, e main jungle. Ok, hai să vedem. Și fanii care mă iubesc, pe să vină să mă pupe. Zic câte secunde mai am, trebuie să rulez un program. Chiar dacă nu eram, ca la miște dume păram. Dar ce credeai că o frecam? Dăm volum să te scoatem pe geam. Ce vreo pauză n-am. Și o băiat din us, dar-i credeau că mi-e frică. Mi se rupe pula, nu mai pot de oftică. Trebuie să fac o emisiune despre asta, va să zic. Am nevoie de un jur, cine-i teretură mică. Pot să țin așa până se strică, nu mai punem că deja fac risipă. Dar să mă vezi în echipă. Ia tot ceva jungle-ul ăla. Prea rapidă, stai așa, bă, cum adică, nu e clar, nu știu unde suntem. Vrei mai repede, vrei mai încet, dar cine fute? Mi-a treaba ca atare, du-te frate la plimbarea asta, nu mai e de tine, vezi că e ora de culcare. Asta trebuie să fie 100% win, bă, și eu aș spera, dar nu bag mâna în foc. Bun, boys, hai să vedem. Dă-i ban, vezi, vreau eu, sunt să ia și de tine, nu mai zic eu așa. Ai mai fost pe acolo, Darius, nu s-a plăcut, așa-i? A, să gândi ce trează și el și-i convins, Darius. Salut, Alex Dima, salut și bine ai venit. Plus unul Cristi. Chiar îți curios cum joacă asta cu Syndra, că zicea că e OTP. Să vedem cum joacă un OTP de Syndra.
Am avut ieri un Syndra care n-a jucat chiar bine. Ținând cont că se bagă așa deep, nu o văd bine. Sunt la meserie ăsta dacă are cumva Ignite, că dacă avea Ignite mă așteptam să-mi vină la red. Deși oricum mă bate dacă îmi vine. Yeah. LOL, l-am adus, mi s-a părut că... Yeah, dar îți dă flash, urât. Mi s-a părut că a rămas aici, nici m-am chinuit să mai fug. Sad, sad rău. Ați văzut să-l bateți la red, mă băieți, nu? Ia urmai. Trebuia să mă duc direct pe bush. I-am gândit, las că vedem imediat. Numai să nu mor. Amălă. Chestia asta a fost... A fost urâta. Să fie interesant. În fine, hai să nu-i mai spui nimic, că puteam să joc și eu mai bine acolo. Nu mai bă, cu kill level. S-o bătut tot, lasă de s-o bătut cu ăsta în early. Să fie greu tare cu meseriul ăla, că pe unde mă prinde mă poate bubui. E unul dintre cei mai mari counter. Dar mai trist e că o lua 3 kill-uri aici. Aia e trist. Hai mă. Crabule, te duci până la ei în bază dacă îi... Ce înseamnă să nu joci cu ward-uri în early? Dacă aveam ward, puteam să-mi pun direct în bușcă, mă așteptam să fie acolo. Mi s-a părut că i-a picat animația jos și tocmai de-aia am și dat flash-ul acolo, dar aparent... Ești mai prost, meserit feliatorul e... Yeah. Dar ținând cont că prin ce l-am văzut că moare, sunt șanse mari să luăm, să luăm shutdown pe el. Și atunci ar fi mai bine dacă luăm, dacă nu luăm shutdown, e urât. Pe scurt, dacă mă mai întâlnesc o dată pe el în jungle cum nu am flash, o să fie urâtare. Indra? Nu? Poate. Poate atacăm. Hai că o atacat. Cam cu flash, dar merge și așa. Dar pe bot ăla sau numai de semnale Serasu? Ok. Și jungle-ul lor e tiltat mai mult, ca sigur că o pierdut mult, dar... What the hell? Asta nu mi-o lua red-ul la faza aia? Bun, avansăm. Salut, Cosmine, salut. Primul a fost lus. Vedem meciul ăsta dacă o să arate mai bine. Deși meciul ăsta m-aș baza pe kill-ul ăla pe late. Sper să-l joace numai AP. No, te cred. Ce bine a venit ăla. Ce bine a venit ăla și mi l-a bătut și pe solo mi l-a bătut pe ulte direct. No, te cred, Syndra. Nu mai știi ce face cu Syndra. O rata cu Syndra. Uf, boi, se începe tiltul și nu tiltul meu, că începe tiltul ăștia de pe bot. Bun.
receptorii în bontea. Mă știu toți bagabonți, am pus galaxia pe hartă. Ganja, ganja, fumă în Cali, faiman nu plătește facturi, eu vreau banii, investesc ce produc, rai bani, ochelari. Bă, nu încercăm să-i încurajăm, că... Mă, dar acolo ce-o jucat Sindra, zero total, putea să facă toate killurile, putea să-i dea stun la Mysterio, da stun-ul pe lângă, putea să-i dea hit ultă la Kai'Sa, nu i-o dat hit, nu l-o bătut la Kai'Sa, la PES Real. Incredibil cât e bad. Bine că și cred că Zileanul lor a venit și moșta să fac kill acolo. Ia mă, n-a spus tu răi să ne bați. Cred și eu. Cum murit ăla cu... Nu mai pot să iau clavul ăsta, cum murit. Mi-a scris la ăla că e meserii top. El vrea să-și mai dea un push. Oare de ce? Bun. Hai bine, lăsai kill-ul la top? Nu, că după aia o să-l pusheze. Și oricum am rămas un pic behind. Pe bot o să trebuiască să-i bat și eu pe aia. Măcar așa știu sigur că o să farmeze kill-ul ăla. Joacă pentru late, Sindra. Ori... ori îl fidez pe mesteriul ăla de nu-i adevărat. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Oi, mamă, ce mă speria Zileanul ăsta. Și el bea în cista mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Ah, că nu-l bate. Bucrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață mă acmureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaie, e cât un sezon la Varna, frații mei. Moldovar, Deal sau București. Țin sau mulți cu toți, o arde în Costinești. Paharul sus, nea, că mie-mi place să... Good. Acum dă-i cu spatele că poate fi mesteriu pe zona. A murit topul. No, din Riot, nici n-am apucat să văd ce ai scris pe acolo. Că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu batida și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Să încercăm cumva să-i creștem bine. Hai să-i creștem. Ok, măcar o pica și ala. E mă țărat că și pot să zbor. Dar oare de ce stai pe bot? Că eu vreau să vin, dar super departe. După aceea o să dai ping la jungle, că... fiți atenți dacă nu-mi dă mie ping. Bun, ferește. Auzi, Zilean, tu stai să dea dive. Să știu ce stand ăla cu... cu Sindra. Și da, să stați Sindra ca să... ca să ieși tu un kill. Eu vreau Sindra, eu vreau să-i bubuim, dar... Nu am sol, nu am sol. Zorii zilei mă plin, cum pe plaje mă plin. Pentru că vara nu dor.
Ok, zice că poate veni și Mesterio și nu avem Smite, pe care am luat viziunea. Dacă dădeam mai bună ultima taia Ezrealul cum mă duceam. Bă, boys, v-ați mutat ăștia de pe Rift pe chat, ne vă tot atacați între voi. Așa faceți și meciurile de LOL și în loc să le jucați, vă certați. Poate nu mai bine mă așez pe mine să am ultimată și să vă ajut. Cred că mai bine luam eu acolo, dar merge și așa. Am dat semnale că vrea el să farmeze cu Xerath în loc să farmez eu. Pierde foarte tare midul, Syndra aia că i s-a dus turnul. Chestia aia o să simtă. Ok, a intrat și top, pare. Ouch, o să fie greu deja. E mai greu decât pare. Mult, mult mai greu. Ei, băga, puișor. Ce crezi, bossule, că te ganghează doar pe mid? Nu? Că ești bad. Salut, Daniel, salut. Cred că am venit de 2 ori pe mid, el a murit de 5 ori, 4 ori, mai ved. Aia e partea a doua. Da, apăsăm pe R. R-ul care nu-l avem. Bun, i-am dat free farm la asta. Mașina sus-o la deja pune iteme pe el, nu-i bine. Deja un Ramos să meserim, mergea, doar că nu îi prindeam pe restul, că aveau Zilean. Și nici pe Lisandra aia nu prea pot să o prinzi. Merge și joc eu, nu-i că nu merge, doar că... Trolează, băi, ție un pic, am mult. Mult, prea mult. Dacă să bat 1v1 cu meserii, cred și eu să pot rola pe bot. Am apăsat ultă și n-o merg. Acum o merg ultă și mă bag în tur. O, mi-e ferește. Cine știe, până termin stopă asta, o să tu pila frăție. Zic de zică,
Nu mai scăpăm de ceama dacă bate maxim zile anul. Sed. Pui, cum câștigăm așa ceva? Bun, să vezi ce meci. E, cumva trebuie jucat pentru toată echipa, dar nu știu cine o să crească de la ei. Teoretic, meseriul era cel mai slab, dacă ne uităm pe statistici. Unde s-a făcut Q-ul lui? Băi, s-am 6-3. Despre ce vorbim, adică cred că ar trebui să vă uitați un pic la scorurile lor, ăștia ce fac. Păcat că l-o fi dat super, super mult pe ăla cu meseriu. Și cam toate kill-urile s-au dus pe el, dacă îl scoatem pe meserii. Nu știu, ok. Bun. E nasul s-o luat să fie o problemă, lei. Ce bine o gândit acolo. A, de ce? Nu? Foarte târziu a venit acolo. Ok. Are ult, ok, lu. O luat așa de unghi 1000 seratul, nu-i rău. Mamă, dacă ești ala pe bot cu Nasus. Bine de tot crește. Doc seratul ăsta sau Syndra dacă o să-i dea damage la Nasus ăla cum trebuie. Nu putem merge toți acolo, voi scăpia din baronul. Cum cred că trolează aia cu Syndra? Nu-i primul meci cu mine, e al doilea asta. Îmi place că nu vine nu vrei să-mi dai un speed aici, mai bine, domnule Cade. Lasă că să da lui speed-ul. Incredibil. Ce Q-o dat acolo. Cum batem așa ceva, boys? Afar de aici, boys! Ce înseamnă să ai un pic de creier pe jungle? Pleacă nasul de aici. Pleacă de aici. Creier, chat, creier, păcat. Păcat! Că nu prea avem cum să câștigăm meciul ăsta. Bun. I-am jucat cap pe copiii mei.
Băi, de ce pierdem în ei? Că nu joacă chiar așa bine. Mamă, hai că nu a fost 1v4 acolo. Da, Hunting, da. Slab, slab, dar ne bat. Voi, care va cu mine? Am scos ultimata de Zilean acolo. Am scos Flash cu ultimata de Zilean. Chiar rău că n-am și eu Flash-ul. Totodată. Da, ți la nasul să cadă. Aoleu. Bun. Continuăm. Hai, puișor. Hai, că vine după tine. E, mă, că nu era de așteptat că faci aia. Nu era de așteptat. Uitați-vă unde mi-a adus eu când era fi baron. Doamne, unde este pe domne? Că e plin de player buni. Credibil. Credibil, de unde apăreți? Mamă, dar am intrat acolo în săracul mestării, nu înțeles nimic la Drake. Iertați-mă pe mine că am luat kidurile, că cred că aia vrea să zic că se erat. Nu e ca și cum cred că l-am bătut solo acolo și pe mestării sau aici pe Syndra. Să mă dau back, dar dacă o să forțez ăștia... Ești trecu. Nu-i bine ce se întâmplă aici. Cam bate ADC-ul, sau? Îmi dat smite-ul ăla numai ca să-l pot prinde pe ăsta. Hai că îmi da mare Q dacă îi. De data asta n-am mai dat tot ridic, că am văzut că băiatul nu se mișcă, stă pe loc. Cum i-a murit mie? Băi, să joc tank, e să joc să bat în continuare. E să joc să bat. Băi, fără bătaie. Aoleu, de numai 7% kill-ul ăla. Aici e școala care te-a învățat să dai din crac. E albumul ăsta să te miște din bocanci. Că pe părea falși am depozitat în saci. Chiar și pe aia de se credeau draci. Chiar și pe ăștia cu flecurile tocite. Să iasă la dragi aurite, găurite. Cântă istoria zilul măta să stea la geam. Că ne știe ea mai bine. Băi, să stai build inventat acum pe moment pe vii. Că nu prea mai merge zi un elu ăsta. Dă-i one shot, te rog, eu dă-i one shot. Cine ești o fleac, vorbește în engleză și vrea să facă rap. Să ajungă până în peleu, tovarăși cu Trump. Dar stai că-mi vine zi. No, dați încă una. Mă, dacă dădea kill ulta. Dacă dădea kill ulta acolo. Era de win. Never mind, măcar devine de rău. Hai kill-ule, fă-mă mândru. Hai să mă faci mândru dacă ei. Ok. Poate da stun aici, aia zic. Ok. Ok. Let's go, boys, aia zic. Mă, ce meci dacă câștigă meciul ăsta. Adin scrie pe Discord-ul cum banii mi-a luat regiment în ziua, what? Am văzut. O să mă uit. Deși n-am văzut ce mi-a scris pe chat.
Mui după meci, ca să nu, să nu-l bubui. Livret, ideea e că trebuie să-ți păstrezi un, nu neapărat un limbaj, un, o stare bună, să zic, mai bine, nu să jigniști pe alții, că dacă alții se simt jigniți, nu-i chiar ok. Asta de ce o voi sta? Mă joc cu tine, că așa vrei tu. Dar că n-am multă. Se deschide cerul și o voce care îmi place, zice: haide drace, pune pipă, trage. Garda nu ne lasă în pace și totuși nu stăm pe ace ca heroi noștri. Am zile simpatice, cu pizde apatice. Sigur mai stă asta să-ți iau un chiu. Ei, că așa te-ai gândit tu. Așa te-ai gândit tu să mai dai un chiu. Gândirea asta bună de Master 70 de LP. Mai dau un chiu că după aia mă duc bază. Na, că l-ai dat de data asta. Am trebuit să iau și n-am distur gold și set. Iar pamfăl de treaba mea, iar tu băi miliții că mai dă-te-n pula mea. Muie, garda crede că ne-a luat banii de cuie. Nu cumpărăm, plantăm, deci muie. Eu trag în piept, el suflă. Da, dă-i Sindra, nu fugi, hai fugi acolo. Garda crede că ne-a luat banii de cuie. Nu cumpărăm, plantăm, deci muie. Eu trag în piept, el suflă. Nu, dă-i cu spatele, dă-i cu spatele. Născut, crescut, pe vremea lui Cămătaru aveam doar două ghegeturi, Secera și Ciocanu. O mână pe volan în culă o minoră, mă-ndrept spre iad cu 200 de kilometri la oră. Trag de una cu țâțele lăsate, ei se poate pierde între țâți un porcușor de lapte. Să știi că curul tău a cam belit pula, că curul spune... Oată, asta și-a dat zonii astea. Dacă în piept doar pe străzi razna, pare un joc PlayStation pe bal și plasma. Nu respectăm poliția, statul bani, mare gold, sper că-l bate spănasul s-o la fără mine, nu? Trebuia un pic, boys, mai un pic să-mi iau geau. Și-o dat TP-a nostru mid. Aoleu, domnule Caisa, dă-i hit, Caisa! Să mă bate tata, aoleu, și-a l-a ratat stanul. Care erau șansele să rateze stanul? Incredibil. Mur, când văd ce fac ăștia. Good. Așteptăm. Fuga e sănătoasă sau cum ar zice Hagi, alergând unde să fugi. Corect, corect. Da, meciul ăsta am cam dus un pic în spate pe băieți, acum sper să nu strici meciul la final. Ok. Nu l-aș lăsa solo pe kill-ul ăla, chiar dacă... Aoleu, ce bombă lăus. Așa. Eu vreau să-mi iau geaua, dar uite, cel mai am loc. Ai nevoie de voi, stați, Sindra. Doar să joci cu noi.
pe stradă dai de toate. Combinate, amestecate peste poate. Este greu, aici ne facem treaba, ești cu noi vei fi mereu. Nu e niciun sfat, dar niciun contract desemnat. Suntem mafia pe viață, frați de fapt. Poți să-mi spui rugăciuni să se întâmple minuni. Dar ce să... Nu știu ce mă las Kindra, că avem nevoie de el. Mai aici ne băgăm, boys, nu? Am și geau, nu m-a zis, și așa. Păi ce ziceți, intrăm sau? Sau nu? Nu mai avem nevoie de Sindra, o trola băieții. Trebuie să intrăm. Sindra, stai, dă top să-și facă un item. O turba kill-ul, cred că. Yeah. Încerc aici ceva. Oh my god! Și avem cea, nu murim! Incredibil. Parcă jucăm în bronzilos. Mamă, ce vine să zic cu flash-ul ăla peste... Ce vine să zic cu flash-ul ăla peste Nasus, nu înțeles nimic ADC-ul. Pic de carry, boi, nu mă zic. Jungle, bot, div. Echipa mea zicea că e bun, mestăriu, aia zic și eu, băi. Bine-s. Mamă, ziua asta nu l-am așcat de mult. Cam 1v9, așa puțin, Daniel. Nu știu, dar la asta îi dau numai că nu știu luat ești, că au vrut să-și ia ești, dar nu merită, e toxic. Băi, să-mi ziceți dacă pe ăsta, știu că l-am întrebat și nu era de pe live, să-mi ziceți dacă vă cunosc pe careva de pe aici. Bun. What? Ah, că n-am jucat bot. Sper să joc. Sper să jucăm match-ul următor seara contra tine cu ești. Mersi, boys, de GG-ul ăla. Salut, Alin, salut. Level 191 se joacă ești suport. De ce credeți că i-am zis să nu și-a ești suport? O jucat serat, a fost mai bun. Și văd că are ceva match-uri și pe ești. Bun. Sunteți careva, your king? Salut, nou, salut! Boi, dar ridicăm și noi un pic like-urile alea, că am văzut că eram 42 și 35 de like-uri, cam slăbuți. Ia stați așa să vedem și un montaj. Vedem și un montaj până intră în match. Băi, dar parcă mereu cei mai proști trebuie să dea report sau trebuie să se plângă, trebuie să facă urât. Cam low aici o scăpa Lucianu. Alo, Delta Force. Alo, baza. Mamă, ce piesă a intrat. Nu vă cântă și vă o TikTok într-una pe piesa asta. Ce bine focusează Lucianu ăsta. Dacă nu-i dă Namion Hill. Yeah, good. Cred că ai zis ceva să mă uit în privat hunting, dar n-am apucat. Mă uit, stai că mă uit de pe telefon. Imediat, Cosmin, imediat mă uit. Salut, Răzvi, salut și bine ai venit. Stați așa să-i răspund și la hunting. Mersi, Cosmin, mersi că mi-ai dat mesajul ăla. Ești pe aici, Cosmin, apropo, că acum am văzut mesajul ăla.
Adică pe mine nu mă bagi în seamă, scuze, dar cum n-ai bagi să te bag pe tine în seamă? Doar că în timpul meciului cred că nu v-am băgat pe niciunul în seamă. Ok, Cosmine, mersi de mesajul ăla, cum am văzut și-o scris și Hunting. N-am văzut, dar nu m-am uitat. Adică în timpul meciului m-am uitat strict, doar la meci. Nu mai avea seama la el. Bă, Răzvișoa și Vruta doar win-uri, dar am început cu stângul, dar aparent după aia au venit win-ul. Acum să vedem. Alo, baza, sper să și câștigăm ceva, nu? Băi, zicea Andreea de ceva like-uri pe acolo, mă întreb și eu așa. Nu știți, oare ce cu ele de nu se fac. E niște bun, dar vă bag pe toți în seamă, numai să văd. Am duo care o da Grandmaster apropo, băieți, ca o paranteză și nu mai vreau să joace cu mine cât timp eram pe stream, că prea mult mă uit la chat. Deci trebuie să ne uităm mai puțin. Dar mă, hateri sunteți azi, vă atacați la orice prostie. Boys, meciul ăsta e bătaia tancilor, să mă bate tata. Mai trebuia să-și ia și ADC-ul Sion, că erau full tanci. Doamne ferește. Dezastru. Good. Ne dau și uite un F5 la live-ul ăsta, că rămâne un pic în urmă. Hai să vedem dacă vine Răzic cu norocul sau Sal. Mă, băieți, de ce tot la Grandmaster? Mai băgați și la mine câte un inter de ăsta din Grandmaster, că poate joacă ceva. Ca și data trecută, Grandmaster-ul tot la ei a fost Mesteriu ăla spart, care a avut 13-1 și nu mai căra după aia. Și toată lumea se temea că e Mesterii. Bine, și-am crezut într-o vreme că o să care ăla. Glumea mea de când joci trebuie să fii focus, eu nici nu știu cum ești, stai cum citești tu chat-ul în timpul meciului, eu când joc nu mă mai pot concentra la altceva. Bă, în mare parte și eu îl citesc în viteză sau de multe ori citesc prostii, că nu stau să zic să fiu full focus pe chat, dar da, normal ar trebui să-l mai evit. Stați așa că și Cosmin a dat o piesă și s-o pun când eram atent, tot pe puie și Cosmin. Și acum, Isabel, acum. Și Cosmin a dat puncte sau nu, că nici nu mai știu. De-aia am zis că eu pun, să fie ok. Și imediat urmează și aia Isabela. Păi Isabela, puteai să ceri direct muzica, că ai dat... Ok, Cosmin, ok, scuză-mă, n-am văzut, eram focus pe meci. Puteai să dai direct piesa Isabela, că ai donat. Adică să mai strici punctele alea. Andreea, s-am zis că fac botul ăla, acum m-am mintit, tot nu l-am făcut, dar... Dar îl facem cumva, mersi frumos încă o dată, mersi frumos pentru tot. Las că mai dau una, stai liniștit, am înțeles. Bun, atunci. Mă să le dați repede așa până intru meci, că după aia mai greu. Sau veniți direct cu link-uri când mă dau bază. Am un Nautilus ăsta, poate fi periculos. Așa că mai bine dăm cu spatele, mă zic. Aici am... e safe zona, băi, și numai pe bot trebuie să vă uitați. Ia să vedem.
Să vedem cum joacă Jax-ul. Nu ți-o pun ție, Damian. Ce să facem, abeciule, dar se poate. Jarvan e român? Nu știu cine e ăsta. Cred că sunt mai mulți aici care, din păcate, nu se anunță ei. Vedem la Counter Game cum vine. În cauza ta, acum am mai mult respect pentru Sejuani. Power. Așa, da. Gol. Ok, ce exact, că tu zici că e ușor în divizia asta. O să vedem. Băi, nu-mi place să ganghez așa repede. Chiar nu-mi place, de ce mă obligați chat? Că pot pierde mult aici. Mi-am scos flash-ul ca un bow. Trebuia să mă dau vec, dar am zis că mi-ai dat un hit. Hai că i-am mai dat un hit. Deși cumva e bine că i-am scos și lui flash-ul. Flash-ul meu pe flash-ul lui e mai bine pentru noi. Boys, ați făcut pe bot. Ah, v-am gangat și pe voi, am înțeles. Deci n-am gangat singurul la level-ul ăsta. Acolo dacă venea ca să fie mai agresiv un hit să-i dea, puteam forța lejer. Am rapid și flash-ul. Băsule, te-ai văzut că Jarvan a fost bot, da? Ah, ok, s-a bătut și ala solo. Păi știu ce vrea să facă Jax-ul ăla, dar nu vreau eu viață, din păcate. E mai bine pentru Jax, că, na, cumva de bine, de rău, i-o lăsat linia pușată. Hai, Grandmaster-ule, pușează. Pușează că se poate, te simt că vrei să pușezi. Șanse mari să fie Jarvanul pe partea de jos. Iop. Trebuie să-i pun piesa lui Isabella, boys. Gata. Nu dăm bani nici cu Isabella, nu există așa ceva, ce facem aici? Dăm bani la Mihai care e activ acolo cu tine în top. Așa, așa e, Damian, nu te plătesc, ziceam, trebuie să corectez dacă greșesc eu. Degeaba, dar o să vin, că voi vreți să vă bageți în early. Nu știu ce-a făcut Aricu ăla, dar... Da, cred că n-a făcut bine. No, what? Va cu 6 HP, ok? Ok? În fin, hai să nu-i dau ping-ul că vădeam să tiltează mid-ul și poate. Nu știu ce căuta aia la noi în jungle, dar merge și așa. Probabil o să trebuiască să dor pe mid și pe bot. Poate învață omul sesiune, Isabella. Pe în rest, fii că e activ. Cred că dacă faci ăla 6 ca Sadin, plângi singur, numai zic.
Aoleo, de ce dai dai, că vine? Nu mă bat acolo. La care îl punctăm pe jungle-ul ăla dacă tot s-a dus top. Voice, oare de ce se întâmplă chestia aia iar pe bot? Că poate să dai înainte să ajung eu. Să dai înainte. Am crezut că ia tarica, aici m-am gândit să... Ok, mai dai una, așa-i? Good! No. Joacă pentru Garen, deși Garen e 17 farm, cred că e slăbus Garen-ul ăla. 2 kill-uri pe Kai'Sa, sper că o să se simtă. Ar trebui, dacă nici astea două nu se simt. Așa, Jaxule, știi ce vrea să bagi 1v2, că n-ajunge la timp. Da? Eu încerc, boys, dar mai repede, iată, n-am cum să vin. Am echipă forță în lei, dar pe lei merge bine și ultima ta e al lui e super, super strong. Teoretic, Kai'Sa asta, dacă știe să joace bine linia acum, ar trebui să fie lejer. Aoleu, nu trebuia, nu trebuia să prateze stun-ul, dar merge și așa. Facem un pic de prio aici la Jax. L-am blocat. N-are mana, aveam eu ult up. Păi zi, că așa vreau Garen să se bată. Păi zi, chat, că l-au supărat băieții pe Garen, am lăsat și Herald free acolo. Mamă. N-am nici pot aia F15, bă, nu chiar, dar sper să mai avem mana de ultă taricul ăla. Cu spatele, că nu-i bine ce se întâmplă aici. Head s-a băgat. Și de asta era... Mă gândeam la tine și la bani.
domnule Casadin. Atacăm și noi acolo, să mă bată tata. Aoleu, ce urât shutdown. Urât shutdown pe Casadin. Hai că s-a mai și meritat, că moare și ăsta. Aoleu, domnule Caisa. Urâtă treabă. Samira cu 7 kg, aia o să trebuiască să o oprim pe aia. Cât de aproape. Vreau înțeleg ce te-ai băgat, domnule. Trebuia să sar cu mine, tadic. A fost faza asta, că eu am sărit să iau ăla, dar Tarik nu știu ce naiba s-o băgat. Mi-l-a crezut că nu-i bine, știu și eu, mă vezi, dar... Ia. Și ăla o trollat aici. Na, n-are rost să-i dau flash. Vă dați seama că l-a văzut o gheră în 1v1, nu plece, ce-i data asta. Asta nu-i bine, voice, că gheră nu l-a făcut kill solo. Ce urât-i? Ce urât-i? Doamne, cât de aproape. N-am vrut să dau flash-ul din W-ul ăla de Casiope, atâi de urât. Prostia aia de spell. Sigur, Jack-ule, că... E ok, ce vrei să faci? Am iau să bag asta la 1v2. Deci cred că pot de face 1v2. Ma. Am dat turtă numai ca să nu moară Casadinul. Ah, vă mă, Jack-ule. Trebuie să troleze cineva în echipa asta, dar poate ce-o tot ia kill-ul și tot moare solo. Bă, și mai trebuie să și farmăm, că rămânem în spate tare cu farmul și nu-i bine. Trebuie să forțăm late-ul neapărat. O, da și ul dacă e ceva. Nu cred.
ulta care nu aveam, nu mai știam să bage până aici, cred că au greșit că au intrat aici, că o să moră toți de la ei. Taric, aveai ulta, faceați 2v3 sub turn. E greu a intrat cu ulta aia. Măcar bine că a apăsat-o într-un final, a apăsat-o târziu tare, dar a apăsat-o. Ok. Să ținem minte că ne scalează domnul Casarin și chiar e de bine de data asta, că scalează super bine chiar. Ce buff a primit Charva, nu știu exact ce buff a primit, dar se joacă, chiar se joacă mult, mai nou. Da, chiar joacă mult Charva în lumea deja. Checks. Băi, ce naiba faci tu cu Blue? Ah. El vrea și split. Cred că aici am pierdut Drake-ul pentru, pentru chestia asta. Nu-ți dai seama când e ghiară nouă la singur, nu? Recunc. Oh, mie. Oh, mie, ferește. Acum chiar îmi pare rău că nu i-am lăsat heraldul lui Jax-ul ăsta. Oh, mie, cum e lui ăsta. Cât de set poate fi toată. Cum stăm, cât e scorul 1-1 până acum, dar... Începe să dea troll și nu-i bine deloc match-ul ăsta. Jax. Rău, să vine mai mult var pentru ADC. Ce se crească midul ăla și problema e că crescut midul lor mai mult ca și midul nostru. Dar avem echipă bună, de-aia moftic, avem echipă bună și n-aș vrea să pierdem în echipa lor. Bine că și a lor e echipa bună, nu pot să zic că nu. Pă, neapărat, boys, neapărat trebuie un radiant aici, pe ăștia. O fată cu un pahar stă în fața mea, pare băută, privirea pierdută, se vede ușor, are frântă inima, pare pierdută, poate ajunge el de vină, bea și suspină, foc în benzină, mereu trătată. Nu prea ne putem băga, boys, așa solo, că... Suspină, nu se termină, de ce... Toată lumea e SS. Na, mergem degeaba, trebuie să stăm mid și să dăm mid-ul, că altfel pierdem mult. Ăla cu Jax. Îl ajung? Ei, dacă veneai cu ult acolo, domnule Caisa, bine era. Bine era. Ce sed a fost tot fight-ul ăsta?
Doamne ferește. Incredibil. Dacă nu era greedy să-și țină ultimata aia, era free kill ăla cu Jarvan. El o stat, că-l batem fără ultimata. Doamne ferește. Greu, greu match. Băi, trebuia doar să vină follow cu ulta pe Jarvanul ăla și era baronul nostru. Cam urât. Doamne. Ca ei s-a dă ping-uri care ea nu poate da R-ul. E bun. El s-a gândit că-l batem pe ăla fără ultimată și după aia ne ducem pe următorii și el își ținea ulta ca să o poată da pe ceilalți, dar a fost cea mai bună idee. Aoleo, cât sunt aici? Păi ce mai stai, că aici acolo? Ai vrut o să vezi sigur dacă vine ăla. Ok, cred că am baituit suficient. Ba nu, că îi bată pe mei. Oh, ce urât. Ce urât că aici cred că ne dau endul. Chiar endul, dar nici de parte de end. De fapt, cred că ne dau endul când îi mai ținem pe ăștia. Da, îi ținem, că chiar nu ăla văd că oricum e pe filmul lui. O intrat ăsta fix când nu trebuia să inteze. Dacă nu intra suportul, mai aveam o șansă. Acum s-a spintat așa, de ce o? Incredibil. Uitați-vă la casalinul ăsta, cum n-are damage. Și level 14, casalinule. Doamne Iisuse. Ăsta cu Tari e 1-9, dar nu știu ce-a făcut. Chiar nu înțeleg. Nu-i bine, Jax-ule. Diferență mare de ADC, uitați-vă la ADC-ul nostru. El e tiltat, când încă putea să joace. Urât. Unde îi găsim, boys, cu... Lasă, cumpără băieții alte conturi, e cel mai bine. Unde îi găsim pe toți ăștia, chat? Avem meciul mână. Trolează singur Kai'Sa. Sper că nu-l vă level 50 pe Kai'Sa, numai zic. 41. El joacă o pica din master. A fost master Kai'Sa, din păcate, da? Doamne ferește, boys, de ce vă luați conturi? Acum are logică de ce nu și-a dat ultimata acolo Kai'Sa, nu? Și asta apare acolo nou. Level 38 și ăsta, ăla 41, ăsta 38, dar măcar ăsta a jucat bine cu Jax. Dezastru.
Băi, de ce? De ce se trolează la nivelul ăsta? În halul ăsta, mai bine zis. O simplă ultă, dacă dădea acolo... Dacă dădea Kai'Sa, a câștigat meciul. El a vrut să fie greedy pentru ultă. Și s-a pierdut meciul. Montaj cu Pyke? Hai că ne uităm. Ia să vedem, mamă de o zi, perfect. Perfect. Am lăsat kill-uri pe ADC și la final ADC-ul meu cu 10 kill-uri de throw. Când mai apasă ultă. Ce să zic, win condition, jucați bot, că și aia care slap tot bot joacă. Că știe că o să meargă jungla să-i gangheze. Mamă, luat pe aici baronul. Uuu, 1000 gold. Cine? Spuneți că și meciul trecut cât de mult i-am cărat cu vii. Cât să-i mai cărăm, boys? Incredibil. Bad game, chiar că bad game o zis. Hai băi, să mai jucăm meciul ăsta și tragem pe dreapta, că băieții ăștia sunt cam pe int. Jucați Pyke, dar e super, super greu ca și campion. Bine, pe predict, bine, rău. Mamă, ce vor de zicul, ia găvă toți. Bine că s-au grăbit aici, a șușcat, chiar a șușcat bine faza. Easy. E că să joci pe aici, mai bine joci să joani, ei, și ai o treabă. Nu vă place bike-ul. Mult skill, poți să dai fail-uri multe. Am vrut să ajung iar rank 1 pe Sejoanii, să intru iar, dar băieții ăștia sunt cam pe int. Nu prea vor să mă lase să urc cu Sejoanii. Păzea că-i pe cule spike-ul. Aici a luat rula jocul, i-a arătat cum poate lua și după aia nu mai luat. Mă uitam iar prin Champions League. Dezastru! Să ne jură ăștia pe-n chat, băi, nu e adevărat. 2-11 Pyke-ul din echipa ta și din echipa mea. Deși ieri am prins un Pyke bun și după aia când au venit al doilea meci tot cu același Pyke-ul în Italia, nu e adevărat. O ratat Q-ul aici, dar e ok, era fidat. Băi, să joc meciul ăsta sau să dau 2 chat, să ceartă ăștia între ei, e nu-i adevărat.
Incredibil. Să vedeți, să vedeți cât, cât troll o să fie. Ia, prea târziu am văzut și o scris, trebuie să dau 12 meci ăsta. E că aici de meciul trecut, nu știu. Stai că ne uităm acum. Caisa ca și Caisa, dar e mai, mai idiot ăsta cu, cu Twitch. Nu, nu e același. Doamne. Îi găsim boys pe toți parții ăștia. Akali 13%, nu, 31% win rate. Ok. E interesant. Ia și Xenon ăla poate fi o problemă. Nu mă, cât, cât vorbește ăsta cu Twitch. Mi-e ferește. Ăla cu Twitch e animal de-a la mare, vrea dar am dau la meci. Uitați-vă la el ce face. E incredibil, Lulu ce viață o să ai cu ăla pe bot. Ori cunoaște pe cineva din enemy, ori nu-l înțeleg, zice, zice trolează de la început. Cum a intrat în Champions, să leg, l-a înșurat pe Lulu. Asta nu i-a zis nimic cu Lulu. I-a zis că dacă nu ții Lulu, mă duc cu Ena, de ce? Barna mi-a apar ăștia. Aia apar și la noi în echipa, aia e mai trist. Ne adunăm cumva. Dacă voi vreți să ne batem, dăm și noi flash-uri, domnule Rexiter. Că tu ești Rex-ID. Am bat piciorul în gang-urile lor la level 1. Doamne Iisuse. Au fost chiar bine aici, Nico, dar... Mersi Mario, mersi. Am văzut că a dat Nico aia all-in. Și mi-a fost cumva și... Ok. Îl puteam bate pe ăla acolo chiar dacă erau mulți minion, că aveam double buff pe mine și mai dădeam slow multe de la red sau măcar scoteam un flash. Că așa mă tem bubui mie, crabu, că n-a vrut Akali să vină acolo. E și cred că e bine că și asta și-a pus doar ward. Băi, să-i jung la bot. La bă, dar vedeți că-i jung la bot.
Ok. Și mai bine. 100% e la clavul ăsta, măcar să-mi dea grijă, nu pe el. Nu-i poate să-și face săracul lui mental la cât vorbește ăla pe bot. Păi, cum pot să vă ajut dacă voi nici măcar nu scoateți aia? Na, ar trebui să mă duc back. Și dacă aș vrea să-l ajut pe ăla, n-am nicio șansă cu Twitch. Eu mă bucur când dau de ăștia toxici care înjură și strimul pe chat că aia tăguțe conturi cumpărate. Posibil și asta. Ok, lovitui bine, deși... Asel. Cu shutdown-ul ăla pe Twitch, o făcut Rex ai level 5. Bravo, Twitch-ule. Și am gândit și eu că mai vine ăla. Sper numai să mă aștepte băieții ăștia. Okay. Am dat smite că am vrut să ajung la ei, de aparent. Nu fac drag, că n-am să mai dacă îl mă ajută băieții. Care e campionul tău preferat? Cred că cel mai mult am jucat viu, deși nu știu dacă pot să zic neapărat preferat. Că uite, de exemplu, îmi place mult să mă joc și AD Carry. Eu nu joc chiar la nivelul ăsta care joc jungle-ul. Dar place suport sprint random, mai bine nu. Și atunci am rămas pe jungle, dar în general cred că viu. Îmi plăcea mai de mult Evelynn, dar după ce i-o dat York. Parcă nu mi-a mai plăcut așa mult. Scoate vă văz de acolo, domnule Nico. Găștu bine suport cu Pyke. Îmi plac suportii ăștia din Ghiici, adică, na, dacă prins tot e ok, dar de obicei cu ăștia se ratează mult. Și cu suporții care ratezi în elo mare, cam bubui linia. Adică chiar vorbeam cu cineva anul trecut când a dat ăla cu Janna rank 1 pe U-Vest. Cred că pe U-Vest s-a jucat, da. Și zicea, cum să joci Janna, că e plictisitor, trebuie să joci Blitz, Nautilus, ceva cu acțiune. Și el era Gold 3, parcă. Ce să zic, jucați cu acțiune. Akali, dacă nu ratezi aici, e kill. Să vedi doar să nu ratezi. Cam trollat acolo, da? Tristii că mai omoră și pe mine aproape. Am văzut Sila scăvit și tocmai de-aia fug. Nu știu ce zice el că nu înțeles cu Akali, el a ratat acolo eu, dar e ok. Da, după asta ne oprim, Damiane, că cu cât spamăm mai mult pe ăsta vin mai grele meciurile. Și începe tiltul și nu-i bine.
Și mai bine aia cu Akali, că totuși i-au luat kill și o muri și înaintea ei. Doar Exile dacă mai crescut un pic. 60 ăștia foarte mult. Și-a scos și Flash și Ignite și tot a murit ăsta. Asta se poate și la aia e urât. Uuuu, bine ăsta de Sejuani, chat. Nu există. Nu există să... Are... Ce zici, domnule Rexai, nu? S-a întâmplat ceva încât... Surprise! Surprise! Am dat de parte. Surprise! Nu mai. Vezi diferența să jucați asasin în tank. Dacă îți crește tankul, mergi mai prost. Prișor. Am mai prins ult aici. Și las și kill-ul la Twitch, că-s băia bun. Boys. Lasă-l pe ăla că fuge prin bush și trei bun ăsta. Plus că poate veni și Rexaiu. Ei, dacă ar juca tot safe, ce ușor ar fi jocul să se decidă 80% din meciuri pe jungle. Acum i-am scris că el e Rek'Sai mid, o vrut să fac el... Urât. Bun, îl încurajăm, ce să-i zicem, l-a văzut și el, dar... O vrut el să mai stea un pic, să vadă ce se întâmplă dacă pune Rek'Sai Prowler-ul pe el. N-am ce o să sar. Ține multa. Rolat-o vei și ADC-ul nostru acolo. Puteam să sar acolo ca să-l ajut, ca să-l ajut mai repede cum aș fi vrut. Deci ar trebui să-l bată Nico dacă n-ar avea ulta. Uitați-vă aici la Kali. Ce timing a reușit. Bine controlat. După e partea a doua, cred că a avut timing și s-a dus până pe mid după ulta lui Shen. Nu prea pot să forțez ulta la... Ok. Nu știu ce-a făcut Nico aia, trebuia să pice ăla cu Shen 200%. Aoleo, domnule Twitch. S-a luat simtul ăla bun. Nu e că n-are damage mai mare Nico, că normal e super, super mare damage pe Nico. N-aud pe Nico că el zice că e big.
și anul bate Pășen cu 20 HP în ultima ta mea. Ok. Tanchezi eu, fără frică, că tanchezi eu, boys. De-aia jucăm, de-aia jucăm tank. Da, pe botă scare, pe care. Să mă vadă de la... Încercă, mai e. Ei, Twitch-ule, dacă veneai aici... Incredibil, m-a bătut dacă nu-mi dă ultă Lulu. Că mai avem, aveam unde să fug. Sed. Putea să-i pun aici jos la Rek'Sai, urât. Urât că mă salva aici și îmi salva... Aoleu, nu așa... Ia mă, dă-i ping la... Dă-i ping la Lulu că te-ai bătut solo. Și nu au apăsat nici măcar pe, pe exhaustul ăla. Ba. Nu cred că avem vreo șansă să luăm Drake cu ăsta. Ok, stai și nu le pe aici că, că topul crește. Deja cam trolează cu Lulu. Doamne, boys. Cât de bine a jucat Lulu în early și cum a dat 3 shutdown-uri unul după altul. 3 shutdown-uri, 3 dead-uri. Și n-am farmat nici eu în junglă, că am zis că joc cu ei. Hai că se merită să joci cu ei. Domnule Nico, că te bate la solo. Să-i dăm drumul. Viața ta, viața ta, nu uita, nu uita. Anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el. Nu mai contează unde, când, ce, în ce fel. Viața ta, viața ta, nu uita, nu uita. Anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el. Nu mai contează unde, când, ce, în ce fel. Există în fiecare colț, în fiecare loc din lume, include absolut tot, include fapte. Mamă, l-am prins pe ăsta aici. Nu mă dă-i, Twitch-ule. Aș fi vrut neapărat să-l iau, am vrut doar asist. Da? Merge și așa. Nu poți să stai deoparte, nu poți să nu te baci. Astrica să mai forțăm o turetă aici. Să faci, să faci, să faci, să faci ce. Pentru tot ce am să fac, am să răspund. Deși apare, apare baronul, nu-i neapărat de vreme dacă apare baronul. O, înferește domnule, domnule Zuz. Trebuie să vin și eu cu ei, că... Că poate le vin ideea așa din când în când.
bună, pentru tine au fost câțiva, sunt câțiva care vor fi. Aia cu Acali, eu farmat, sper, că destul de mult. Băi, să mai găsim un like acolo, unul singur, să facem și noi 50. Ok, deja ar, fi, deja ar trebui să fim destul de tanky, mai ales că majoritatea s-a de la ei. O, risky să ne băgăm aici. E risky, dar merită încercat, că au inhib deschis pe mid. Aia înseamnă inhib deschis pe mid. Băi, sunt loc să atacați toți, toți dați ping-uri. No, ce să zic, bravo acum. Ok, hai că s-a băgat ăsta mult, mult prea repede. Good. Aoleo, domnule. Domnule Acali. Retrogradăm. L-au prins într-un final la greu tare. Boys, run, pe Drake. N-ar trebui să fie aici ăștia. Deci o să se ia crab în loc să mă ajute la Drake. A, o dat surrender, știu, bun. Tras și Drake-ul ăla pe dreapta. Bine. Mai forțăm un match, boys, sau... sau ne oprim? Ce ziceți? Parcă se termina repede. Și ar fi urât să ne oprim cu win. Dau la Lulu că l-o suporta pe idiotul ăla pe bot. Mersi Cristia, Vece, Isabela. Mam, Florin Salam, dacă mă întreb ce fac cu banii. Așa da, bă, tata, așa da. Mam, direct să-mi pune. Nici nu știu piesa. Oare, stai, cred că asta e. Hunting, mersi frumos, mersi frumos. Ai zis tu că ai dat una acolo, dar... până n-o văd. N-are cum. Mersi frumos, Hunting, mersi frumos. Hai să vedem ce face cu banii. Atunci mai forțăm un match ca să... ca să fie bine. Nu știu cine e și York King, dacă îmi scrie pe chat sau ceva, îți vedeam accept. Unde e Twitch-ul ăla ca să... uităm la un montaj cu, la Paic ne-am uitat, cu cine uităm, montaj cu, acum a mers, prima nu a mers, dar de luat, mi-a luat din constant, știi că se returnează dacă nu-ți apare pe super chat. Și mersi frumos, mersi frumos, Andy, a venit și el acolo, direct cu 10 coco. L-ai prins pe Mihai că n-are membru, Mihai, mergi mai prost acolo. Unde e membru? Hunting, mersi frumos, mersi frumos, Hunting. Am schimbat scena, am schimbat-o, bun. Ban 30 de minute că nu are membru. Ia, plus 1. Ia, auzi Mihai ce zic ăștia, eu zic că trebuie să iei membru ăla, că... că șacalii ăștia te-ar îngropa. Azi e montaje din Haitilo. Mamă, ce vine pe Doge aici, că mi-l stai step-urile astea unul după altul. Că era Sanu de Jungle de Diego.
Incredibil cât de bine a jucat-o Camilo. Doamne Iisuse, zici că am fost eu cu zi 1-4. Mersi frumos, Antin, creșmare, mersi frumos. Power rău acolo. Băi, cred că ești singurul care donează în lire. Mai aveam pe cineva care tot așa dona în lire, dar nu mai e pe ei și cred că ai rămas singurul, mersi frumos. Ții cu cine câștigă, e bine așa. Bun, după montajul ăsta o să mai dăm un match și ăla o să fie chiar ultimul match. Deci, hai să vedem, mergem în 150 de LP-uri sau sal. Sau coborâm la 110 parcă. Am avut un vis, vis prevestitor. Bucuria m-a cuprins și-am dat fuga în dormitor. Nu știu de ce, dar am impresia că e vineri astăzi. Imediat, într-o jumătate de oră, după ora României. Băi, hai să vă dau eu o dedicație pentru voi, că... Asta-i tot din piesa aia, Handing sau s-a schimbat, că nici nu știu exact. Piesă veche, rău, de când am mai auzit-o. Dacă tot vă place vibe-ul ăsta, ia auziți. Să schimb că e urâtă? Ia auziți. Pentru cei care ați donat pe aici și donat frecvent, m-am uitat și ați pe chat, Marius, Isabela, Andreas, Hunting. Ia auziți piesa. Trebuie să o știți, dar e veche tare. Bă, da, și eu mă temem, aveți și eu lec, e Twitch-ul de meciul trecut, la aia mă temem și eu. Aulio, Z-ul ăla cu Smite, poate fi Jungle. 100% a fost Jungle meciul trecut, tot Z. Ia chat, cât știți piesa asta? Gata, am răspuns și la private și hai să câștigăm cumva un meci. Băi, meciul pentru mine e, da, e același idiot pe vot. Și zic că e același idiot că doar el zicea că joacă Gwen ADC. Dar nu mai am chef să dau tot, jucăm așa, dacă îl câștigăm bine, dacă nu, aia e. Te-ai duci la găsit la LP, trebuia, e același idiot. Dar el chiar joacă Gwen, de ce cred că. Salut, nu te urmăresc de mult, dar faci un content super, keep it up, mersi frumos, Max. Mersi frumos și bine ai venit. Păi puțin, dar buni. Prefer să am 30-40, dar să fiți ce trebuie. Cred că dar am dat la meciul ăsta, că... N-are meciuri cu Gwen. Am impresia că nici nu poate scrie, cred că deja are chat restrict, că sigur i-o fi dat tot report. Trebuie să poată bate ăla cu... Mamă, și Nautilus Strong. Băi, dar ăștia n-au niciun meci pe campioni. Ia stroller, cred că. Mă uitam să văd.
ce win rate-uri au, dar dezastru. Care era fața să joace el troll acum? Mam, păzea că hunting-ul e pe cântat aici, direct din donații. Azi un sărac, mâine tot sărac, hai că tot sărac. Mersi frumos, hunting, mersi frumos. I-ați dat liber la donații, îl lasă YouTube-ul, e acolo cu ele. Credeam că s-oprește la una, dar s-oprește hunting. Mersi frumos, hunting, mersi frumos. Ce interesant rău match-ul ăsta. No, mă, dacă are Nautilus Prio. Fai, mi-a oprit recall-ul și acum mai pot să dau nici un recall. Doamne, ferește să fie la noi în bază. La noi în bază, la redul nostru. Să fie interesant ce găsim aici. Hai că nu găsim. Hai că nu găsim. Ia, doamne, îmi putem bate acolo. Fed, că n-am ce să-i fac. Okay. N-am ce să fac acolo Z. Ai vrut tu să trolezi? Aia e. Nu știu ce-a vrut el să troleze acolo cu Z. Nu am înțeles. Ceva nu bate aici. Ceva mi se pare că ne știu că îmi vine voice, nu credeți? Oricum merita ăla să piardă un match cu Gwen, ADC. Asta un pic mai încet piesa asta. Hunting, mersi frumos, încă o dată, mersi frumos. 0-4 vot în 2 minute. Doamne, ferește. Care e challenger pe acolo, de se tot plânge, dar să zicem. Doamne, ce început de veci. Man, păzea că nu se oprește caze X-Boys, dacă tot rolăm aici, o zi să ne îmbuneze ieri. Mersi frumos, KZX, mersi frumos. Ah, n-ai cum. S-a pornit. Ok, hai că mai și creștem. Hai să vedem. KZX, mersi frumos, mersi frumos. Haideți voi cu un link acolo. Oricum match-ul ăsta e dus. Mersi frumos, Cosmine. Imediat punem
Am înțeles. Ce vin băieții. Am impresia că se și uită și că sunt prea pe fix. Stați așa să punem piesa. Good. Hai că vedem, boys. Dacă e nevoie, dau și nume. Proștii mă enervează la culme. Și mă amuză că... Să le dau la cuitatul lor, la strigata porți. Adică Luxul ăla știu că e român, dar nu contează. Dăm înainte. Mai ales la lupta aia, dă-l în plan ăsta și spați că a făcut pe sparții. Oricum, o trolată ăsta e când și-o la Gwen. Trebuia să dau dodge, dar mergi mai prost. Bine, nu m-ar fi mirat să fie și Gwen-ul cu ei în echipă și să troleze. Noapte bună, Andreas, noapte bună, mersi fain, deși cred că e dus meciul ăsta, dar mersi fain, somn ușor să ai. Și mersi frumos și de donații. O să fie un efect rapid, măcar dăm la level 15 și aia e. Camila asta mă știe, aia e mai trist, că eu vin, dar... Și are multe kiloși. Ce zic, Zedule, nu te-o văzut, oare? Mamă, Zed, ai luat, ai luat mare shutdown aici, ok. E și bine faza asta, mai ales că a luat Zed-ul shutdown. Bă, Gixule, chiar bine, am mai pus niște LP-uri pe aici. Mai puțin meciul ăsta, că lumea e pe troll, dar în rest, chiar bine. 100% sunt mulți pe aici, pe undeva. Șută la că dacă nu și-a suportul lui, el trolează. La fel, eu zic că am meciul trecut. Te joci Lulu sau trolezi? N-au vrut ăla să-și joace Lulu și-o lua Gwena, de ce? M-am dus aici, nu prea am ce să mai fac. Na, nici măcar o șansă. Sed. Urât. Până de mult s-a stricat meciul cu invade-ul ăla lui Senna, care s-a tot dus. Dacă ne opream aici, puteam face o treabă bună. Eu, Camila, nicio linie n-avem posibilă să câștige. Am uitat că zic să spun piesa, dar s-o pun acum. Sau am pus-o, nici nu mai știu exact. Cred că da, mai punem o dată, nu-i problema. Și mersi frumos de donații. Băieții l-a curățat. Păi, ratează mult. Până acum e match-a pe ăsta, e ciudat. Elo mic pare. Ziceam că trebuie să încheiem cu un luz. Mare luz și zine, boys. What? Și pariu pot să te mulțumesc. Nu cunosc, nu vorbesc.
chiar am dat un băieții ăștia. Păi, sigur nu. N-aveți voi pe careva în cealaltă echipă și doriți să-i dați free LP ori nu mă întreb și așa avem sunt prieten. Mamă, ce urâtică, toată jungla e făcută. Păcat de Z-ul ăla dacă joacă ceva, că aici s-a declanșat deja trollul, mai ales pe bot. Poți? Hai că poți, Camil, dacă ai. Nici o șansă să-i dau R-ul ăla, dar să zicem. Asta e meci, rapid, tare. Continuă să forțez, că o să fie ce trebuie. Urât că... Stați nu așa. Urât că n-am nicio șansă să fac un item. Așa de ciudat mi se pare cum să bat și ăștia de la ei. Doamne, cât de haotic e meciul ăsta. Ce meci trebuie, da, chiar da. Bine, 100% să uită și băieții ăștia, că n-ai cum să dai cantar așa mare, da? Oricum e dus meciul acum, degeaba le mai pun blind. Vin domnule Camil. Luxul a tultat pe lângă când se din ce luxul ăsta e slab tare oricum. Mi se pare că e diamond dacă nu greșesc, dar nu-i e problemă, băi. El vine să mă caute în junglă când e 80 farm. Bine, și așa. Sigur sunt mulți aici, imediat apare ca și minionii. Așa că lucra item în sus. Ia. Altul care a tras farm-ul pe dreapta. Doamne ferește. Așa toți petrol. Doamne. O lua redul și totul și l-a dat dincolo. Băi, și am crezut că doar ăsta care și-a luat intenționat prostia aia de campion, am crezut că doar ăla trolează, dar aparent cred că sunteți mai mulți. Asta sunt băi scariu cu Z. Doamne ferește. Cielo. Com 0507. Stați voi, simtați. Vă dați seama că sta pe junglă și-a lăsat lupii și-a venit aici unde nu a avut nici măcar un ward. Doamne ferește, Lilia. Doamne ferește, cât de bede și Lilia. Așa s-a gândit el să joace Lilia. A început lupii, n-a făcut lupii
Și a venit la Gromp, unde nu a avut. Unde nu a avut Vision. Nu crezi. Da, Snipe și este și slab, dar te mai trist. Nu mi-e să este cât e slab, dar măcar cred că să nu pierdem timp. Mergem mai repede la Age of Boys. Da, că s-a făcut kill. Mai ținem un pic băieții în joc. Dacă a făcut kill. Ce faci, Luxi? Aolo! Sau? Îi dau CC? Good? Am dat DC-ul ăsta, boys. Cum o prima DC-ul ăla? Țena, nu știu ce-o mai stat acolo. Am scos kill pe Lux, trebuia doar back. Probabil vrea să facă, zero mult. Cum ar fi să bată Glenn aici, de ce eu? Ai, cât de flos. De ce te bat solo, domnule Z, că îți dă ult și one shot. Sigur, Z-ul, sigur, îi... Cred și eu că e Sejuan, e div. Sau ne ferește să fie... să fie Z div. Dăm smite să fim siguri că nu... Dezastru, băi, dezastru. Mai joci după? Nu, asta e ultima ghiță. Ce să mai joci cu ăștia doi? Bun, băi. Am dilitat Z-ul acolo, sau? Da, mă gândeam și eu. Aoleu, dar ne-am dus și noi aici, a? Și ce-au vrut ăștia neapărat să continue fight-ul ăsta, că n-a fost fight de continuat. Dacă ne dădeam back, cred că era un pic mai bine. A furat să n-au încă gol, bine, dar nu cred că o să se simtă chiar așa mult, deși dacă ne deschid mid, încă e ok. Ia mă, cred că nu l-ai văzut pe ăsta fie level 13 și ăsta la fel. Uite că ai snipe pe tine. Văd o mortăciune în oglindă, îmi știe fiecare gest și văd că mă imită.
Trebuie să ajung repede în pat. O să dorm îmbrăcat, că lumea viselor nu-i cald. Pe cine prostiți voi, mă băieți? M-am mai visat odată în polul nord, era să îngheț. Las becul stins să nu se vadă. Poate vrea să mă filmeze garda, să aibă dovadă. Sigur sunt ascuși prin zonă și stau pregătit să-mi arunce în casă o tonă. Mă bucur că-s băiat deștept și că nu mă ia somnul dacă ceva pare suspect. Ok, lăsăm blue-ul că nu-i, nu-i voie. De ce ai făcut Gwen? Ai jucat Gwen, de ce ai făcut 2-7 și după aia oleu, n-a putut să-i dau CC. N-am cum Gwen să te ajut acolo, că e, nici nu știu de ce am încercat. M-am dus de la... Uf, viață crudă, voice. Viață crudă, că vor să inteze. Trisco e intat în ADC ora 3, 8, 1, 10, mult, mult, prea mult. Dar mai bine lasă la set, yeah, dar nu o să mai care nici set-ul ăla solo. Prea, prea mult au intrat ăștia pe bot. Termin seara cu un big loss azi, da, ca zic, că mă bag la un Age of Empire după cu băiții. Din păcate. Chiar dacă a fost ușor toxic, merge. Merge să-i dăm tot lui Honor Coșca mai bine ca și, ca și ăștia doi. Unde ne-ai băi? Același player păint. Poate să uită cineva la el. Gândiți-vă care are con nou. Păi intra la, sau vrea să-și piardă promo-urile, oare că intra la promo pentru Master. Poate vrea să intre cu MMR mare și le pierde intenționat. Nu știu ca deloc Gwen, acum doar o vrut să troleze. Iar ăsta cu Senna au tras un 1-10. Post challenger Senna. Cine Senna? Main de Renekton, e bine că te-ai jucat pe... Stați că mainul ăsta, stați așa că mainul ăsta e challenger. Face 1-10, 2-6, câștigă cu 4-12, pierde cu 2-16. Hai, are logică. Asta era snipe de la o poștă. Rank main de canzit, habar n-am cine lui. Liniștit, liniștit. Și cine e asta, da, să zicem. Luxul ăla care mi s-a părut slăbuț mai mult era doar pe căutat. M-ai indiciogat, habar n-am și nici ăsta. Oh, mal fight. Bun, boys, hai să nu trollăm prea mult, că te urât după. Cam atât, cam atât, boys. Noapte bună să aveți. Păi, mersi frumos, mersi frumos de donații, mersi frumos de like-uri. Și sper că mâine facem 150 plus LP-uri. Sperăm. Seară faină să aveți în continuare și noapte bună. Noapte bună, Gigi. Dalea după capul tău ca dancă mă cloud. Unicitate în toate am citate poante. Flow-uri agitate poate sau recitate. Dar tot timpul fresh, niciodată reciclate. Cete ce vor fi tot timpul mieși nepoate. Dăm din coate, scoatem capul că poate capul. Înainte ca țoape să groape rapul. Bag doape că rapă, latră, lapre, latră. Cu câte o piesă aperat. Am speranța că lumea-i pătrezeală. Mai pătron, concepte-o urzeală. Vai cu aici ton. Ce idee, ce dileală, mi se pare beton. Tare de tot, salată cu carne de ton. Uton, gen pește, citon, gen bun. Bun chat, cam atât. Seară faină să aveți. V-am mai răspuns și la private. Noapte bună, Gigi, Mihai, ABC, Izabela. Noapte bună, noapte bună. Hai să bă Dinamo în pace. Noapte bună, Victoraș. Noapte bună tuturor.